fiecare zi de audiență la ușa deputatului Florian Nicolae, tristețea este citită în ochii tuturor oamenilor care așteaptă dreptate sau ajutor din partea celui ales. Este și cazul Mariei Voinea, de 68 de ani. În urmă cu doar 2 săptămâni, femeia și-a îngropat fiica, ce a pierdut lupta cu cancerul. Cei 2 nepoți, rămași fără mamă, sunt de acum grija cea mai mare a bunicii, care nu mai are de niciunele, nici măcar pentru pomenirea fetei trecute în neființă. Și nu am bani, am 2 copii handicapați pe mine. Pe unde m-am dus, n-am făcut nimic. Nu le-a dat nici alocația, că sunt handicapați. La protecția copilului m-a umblat și nu mi-a dat bani. Nu mai pot. Ce să mai mă fac? Credeți că vă va ajuta domnul deputat? Da, eu cred că dânsul are suflet bun. În primul rând îmi exprim regretul pentru situația prin care doamna Voinea Maria, în vârstă de 68 de ani, din Giurgiu, trece. Totodată apreciez foarte mult eforturile domniei sale cu privire la întreținerea celor 2 nepoți minori și voi depune toate eforturile și voi înainta petiția domniei sale către autoritatea județeană cu privire la analizarea situației celor 2 copii și posibilităților de ajutor cu respectarea legii.